prezint operative. Ia. În primul rând, în așa ocazie, vreau să felicit zilele care au fost marcate sărbătorite de anul trecut, ziua Victoriei și ziua Europei. Vă felicit pe toți și vreau să duc sincere mulțumiri toate instituțiile care au participat activ pe trecerea și desfășurarea activităților sus menționate. În primul rând, permiteți să aduc iarăși sincere felicitări și mulțumiri de Gălcacului Sloceniu domnului Zoia Alexandru pentru aport esențial și ajutor pe trecerea manifestărilor. Tot a fost organizat la un nivel, cred că înalt pentru localitatea noastră. Domnul Vlad, mulțumiri domnului Artem pentru securitatea publică. Domnului a participat singur, dar a dovedit peste tot. Am văzut și petrecerea competițiilor sportive. Care nu știe, dar după zilele de vineri, mi-a părut că mulți nu știu că noi așa am deschis sezonul sportiv. Noi să ne întoarcem încă la capitolul dat. Vă mulțumesc pentru ajutor și pentru cooperare. Tot vreau să aduc mulțumiri domnului Balganski pentru organizarea spunetului și organizarea campare în localitate. Instituțiilor de învățământ, în primul rând, mulțumesc pentru participarea conducătorilor care au participat, și nu numai instituțiile de învățământ, dar instituțiilor subordonate primarie și nesubordonate primarie. Unul că nu prea e clar de ce au manifestări consacrate zilele Victoriei și ziua Europei, deschiderea sezonului sportiv. Am avut, practic, 3 sărbători într-o zi, de ce nu toți au participat, nu prea e clar. Și vreau să vă transmit și un mesaj negativ din partea domnului primar. Eu cred că manifestațiile sunt paralele cu viața cotidiană în comună. Cred că atât de important de a face drumuri, și a ridica spiritul de patriotism. Nu vorbesc de educație fizică și așa mai departe. Nu numai valori naționale, dar și locale. Și îmi pare rău că instituțiile de învățământ au participat foarte așa, pasiv. Nu vorbesc în susținere. În petrecerea manifestațiilor. Când am părut că pentru sănătate la noi se luptă sau sunt de acord să mențină vreo 10 oameni. Nu știu de ce avem 500 de peste 2000 de copii. Și eu cred că sunt puteri organizat, cumva de conlucrat, la orele de clasă. Ne vorbim de personal didactic sau de la... Nu? Dacă dumneavoastră cotiți că nu trebuie, atunci vreau să spun poziția mea că eu nu-s de acord. Manifestațiile nu pentru primar și nu pentru colectivul primarie, dar pentru toată localitatea. Ceritare, dacă cineva n-a menționat, doamna Brânză, vă mulțumesc că am avut prezența medicilor și la competiții și practic am avut și la zona de parc, unde au fost mai mulți veterani, oameni de unitate, vă mulțumim, slavă Domnului, fără cazuri negative. Eu am făcut primire în policlinică, 2 ori și am întârziat. Eu nu dau, pe fiecare o înțeles, mesajul meu. Deci, domnul Alexandru, începe cu dumneavoastră, știu că aveți dedicat, deci, încă o dată vă mulțumesc pentru participare activă. Planul pe săptămână dată. Legea comunală lucrează într-un regim normal, se evacuează deșeurile la timp. Prelungim mai departe ecosetul ierbii din parc. Cred că mâine vom începe aici în casă la studenților numărul 2 în dos și vom termina de mă parc tot de coset pe săptămâna asta. În rest, este să lucrează într-un ritm normal. Mm-hmm. Nu
și vreau să vă rog de sărbătorile lor trecut, eu vă rog limitați accesul în zona verde. Da, este, cum îi zic, și eu am pregătit tot, asta ne rămâne numai că de-am să apreciem ziua și cred că sau miercuri sau joi, o să facem locuiți, așa să-i punem, să stopăm. Accesul transportului să fie limitat sau divorț interzis în zona verde a parcului, nu cred că undeva ți-ți permit așa ceva. Tot vă rog să trageți atenție la mașinile parcate în spațiu verde, pe tratoare și în spațiile care sunt adiacente clădirilor cu mai multe nivele. Practic, mă refer la Petru Rareș, studenților 6, studenților 4, pe gazoane. Pe gazoane, dar pe gazon verde. Inspectoratul General al Poliției a solicitat deci, documente din partea noastră. Astăzi ele au fost transmise. Nu o să fiți la curent. Și vă rog situații criminogene în localitate. Zile de odihnă și lucrările cu profilaxie sau planuri care le aveți săptămâna dată. S-am făcut să se termină să o activa. Pe timp de zi, timp de noapte, înseamnă că s-a activat la maximum, crime nu avem înregistrate, se activează pe contravenție administrative. Deci pe linie, lucrăm tot în regulă. Sâmbătă, duminică, tot liniște, da? Da. Am avut așa și din comun. Eu vă rog, noi am făcut un demers ca să dumneavoastră fiți lucrați conform ordinelor interne a inspectoratului, că fiecare dimineață să raportați domnului primar în continuare noi, pentru mie personal, de situație criminogenă în localitate. Bine, rămân în vigoare. Domnul Sergiu, la dumneavoastră. Așteptăm drumuri. Tot așa, în fiecare săptămână. Așteptăm și noi deschiderea finanțării și cred că timp apropiat să fie numărat lucrările. Așa, iarbă. Da, restul, vă rog, țineți la control ordine în localitate, iar lucrești, posâți ordine. Păstrezi în localități, vedeți, noi am instalat niște semne rutiere de limitare a greutății, da? Și în caz, dacă ceva apelați postul de poliție, despre încălcări, da? Bine, domnul Vladimir, vă rog, informații despre competițiile sportive care au fost petrecute în Moldova și la Moldova. Sărbătoarea 9 mai, ziua Victoriei și anume deschiderea sezonului sportiv. S-au petrecut competiții la 10 probe. Noi nu știm din ce motiv au fost puțini participanți, dar treptat pe la orele 11 s-au adunat lumea. Și veteranii au venit și au jucat și puțin mai târziu. Nu, asta încă o dată arată cum lucrăm. Eu înțeleg că 2 plus 2 e 4 și lucru bun, dacă ne vorbim despre spirit, moral și așa mai departe, acord, de chestii. Poate era puțin publicitate, poate cine știe. Dar să ne mai revenim la întrebarea aceasta. Publicitate era destulă, dorință era puțin. În rest, parcă s-au petrecut la toate probele, bine, fără traume, asta e cel mai important și tot a rămas să-ți făcut. Ce se referă la activitatea școlii, activăm. S-au finanțat lucrările de renovare a sistemului de încălzire. Așteptăm comisia să vină să primească. Avem o scurgere, vă spun acolo la un moment, dar asta e tot tehnic. Și sunt desfășurate lucrările de renovare a sistemului de electrificare. În școală mai avem într-un încăpere acolo în barul celălalt. În rest, totul bine. Copiii și juniorii
au participat la un turneu internațional în orașul Chișinău, pe data de 11, duminică. Avem la proba Kung Fu. Au fost pe două categorii, lupte corp la corp și scoatere în echilibru. În sală avem, avem un premiant, e nepoțelul meu, mă mândresc de el, Nicolae Vladimir. După rezultatele obținute, vă să zic că avem 3 medalii de argint, adică de 3 de locul 2 și 2 de locul 3. Bravo. Iată așa, băieții au participat, s-au luptat pentru mine și obținut. După rezultatele obținute, suntem invitați în luna iulie, pe 25, în România se va petrece campionatul european și Cupa Mondială, adică senior și copii. După posibilitate, eu cred că dacă să avem ocazia să participăm și noi. Da. Vă mulțumim, succes bun, eu cred că fiecare da. Succes îl ridică nivelul localității și imaginea localității în Republica noastră. Da. Bine, și încă o dată avem posibilitatea cine totuși a vins la luptele de ieri. Și... Chichivo Eugen a stat premiantul. Ilea, da, îmi cer scuze. La, a luat Berbecul. Îi felicităm tot pe toți care au vins. Luat Ion, a stat primul și a luat coșul. Bravo, bravo, felicităm. Da, este tot un premiat. Nu, nu. Asta este viața acum, da? Mă rog, pe mânați. Da. Numele direcției. Da. Coipan Daniel, e fiorul doamna Angela Coipan. S-a luptat în două categorii și în ambele a obținut locul 3. Bravo! Наше поздравление и так держать. Se întâlnează două luni de zile, băiat. Da. De acum o să fie. Da, spasibă. Da, strădui. Bine, vă mulțumesc pentru dată fericite. Domnul Igor, vă rog o informație. Domnul director cu Crețel Inginerești Comisii, responsabil, etc. Vladimir, responsabil la fața locului, toate toate obiecții care sunt. Mă rog, țineți la control și să ne planificați, să fie toți la fața locului, toți care au fost de vinți și care sunt responsabili. Bine, care ați făcut o lucrări? Acoperișul de amuntrem. Ei. Până nicăieri, ați făcut legătura astăzi când am ieșit la fața locului? Da, joi am ieșit la fața locului, am examinat, practic, ca trebuie să plătească proiect și au cerut informații de acum de la dumneavoastră, de la inginer cadastru. Da, da, știu. Bine, de acum restul în regim de lucru, discutăm despre toate investițiile capitale. Eu vă rog, la fel, cu parcarea între clădirea 10 și 9, tot să vedem să se corespunde cu proiectele care au fost aprobate. Bine? Domnul director, domnul Podon, poftim. Noi astăzi am început sesia de vară teze semestriale. Pe parcurs săptămânii și miercuri și vineri, tot vor avea, adică va fi sesiune, va finaliza sesiunea vineri și imediat de acum venim în totalizarea pentru clasele absolvente, către 23 de acum trebuie să fie finalizat, adică finalizează anul de studii pentru ei și către acest timp trebuie să fie totalizarea anuală și admiterea la examen a absolvenților. Colectivul este programat pe activitatea aceasta de bază pentru a pregăti
totalizare și evident că ceea ce este cel mai important, sesiunea de examen, care va avea loc între 5 și 17 iunie, atât în ciclul gimnazial, cât și în ciclul liceal. Eu știu, adică motivația spre a obține rezultate este în fața fiecărui, eu știu, așteptăm de acum să vedem cum să derula situația concret. La celelalte capitole, alimentație vă fieți în regulă, frecvența este de asemenea în regulă, eu știu, parcă. Paralel cu aceasta, mers lucrări de construcții, pe exterior montează plită, pe jos, poate asta și, eu știu, poate vor finaliza săptămâna aceasta montarea plitei. Sper că săptămâna aceasta, dacă să venim și cu acțiuni pentru nivelul 3 legat pe interior. Eu știu, montarea de sisteme, acolo avem electricitate, căldură, ușile, cred că și se va începe de-a cu vopsirea fondurilor pe țările de clasă. După părerea dumneavoastră, cum sunt marate lucrările de construcție? Aveți nevoie de un ajutor din partea primăriei? Eu, de fapt, zilnic sunt acolo pe loc și uneori pe vrute, uneori pe nevrute, nimeresc, adică în situații, în contact cu constructorii și chiar fără ei, că eu monitorizez situația și eu știu, parcă mai sunt radicat, dar nu-i scos la cap, adică poate sunt ceva așa, niște chestiuni mai mici care trebuie să finisate, duse la calitate. Eu știu, când lucrăm cu responsabilul la primărie privitor construcțiile și... O să și merge vorba că acum o să vă placă dumneavoastră, dacă vă place dumneavoastră, vreți spune chestii evident, tehnice, e clar că o să expune specialiști, dumneavoastră vă placă exterior. Și totuna, constructorii ei au niște standarde, niște criterii, niște, eu știu, acolo probleme care trebuie să fie făcute conform cerințelor, conform proiectului și eu știu, parcă să ne stărâm ca să mergem în pas cu proiectul. Deci, în timp de execuție, lacunele mai ușor de limitat. Păi, clar, da, că la urmă o să fie mai complicat, da. Sunt de acord. Ce am vrut să mă întreb, unde o să fie, dacă anul ăsta a dat bacalaureat, examen de bacalaureat, unde o să fie desfășurat? Nu este, nu sunt numit centre, dar după cât eu, dacă așa, în prealabil cunosc situația, adică vom fi tot la liceul de Corusoc, așa am trecut, la lângă Policlinica 6, este Lucian Blaga, așa în spate, este Lei Corusoc. Sunt nu este combinatul, adică noi suntem cu 40 și plecăm până acolo. Sunt incluși cadrele noastre didactice? Nu, nu. Liceul respectiv are cadrele respectiv și sunt ca observatori doar centrul pun la dispoziție. Vă dorim succes. Da, mulțumesc. Clar că o să fie evaluarea activității de un an. Da, da. Nu de un an, de trei. Ultimul an și ultimii trei ani. Care sunt bacalaureat. Deci, pentru cei care în gimnazie, clar că de un an. Deci vă doresc succes și copiilor succes. Da, mulțumesc, domnul Cifra. Domnul Alexandru, dumneavoastră. Lucrăm în regim normal, lucrăm mai departe cu reparație curentă, utilajul și rețelor tehnice. Deci, conform planurilor de activitate, ai să abate, nu aveți... Nimic, toți lucrăm conform planul, schimbări, modificări. Cum ați înțeles, bucurie, doamne, Cristina Tatar, de azi am început s-a început recisământul în local în Republica Moldova. Ne-i ca responsabil de recisământ în Comuna Stăuceni, vă rog să-mi fieți dată informație și... Nu numai în Comuna, da, eu îmi numesc Tata Cristina. Eu am ideea de Comuna, da, mai departe. Da, sunt șef de circumscripție numărul 2 sub Orbii. Reprezentăm Comuna Stăuceni, Cruzeș și Tohatin. Avem 8 sectoare, secții de recenzare, în care sunt angajați 8 instructori controlori. Din Comuna Stăuceni sunt 4 instructori controlori și în Suburbiile câte 2 și 1. În Comuna Stăuceni sunt 27 de recenzori, fiecare repartizat pentru secția sa de recenzare. Rog frumos cetățenii care sunt acasă zi de zi și atunci după serviciu să accepte vizita recenzorilor acasă la viza lui de domiciliu. Pentru că aceasta este important pentru naționalitatea Republicii Moldova și îndeoși pentru localitatea în care noi locuim. Atunci când noi nu vom da informații pentru recenzare, noi vom aduce spre nimicirea națiunii noastre. De aceea trebuie să conlucrăm și să dăm
să fim receptivi, să răspundem la toate întrebările la maxim. De atât că persoane poate să nu răspundă, dar nu răspunzând la oricare întrebare, persoana ne aduce acest studiu, de exemplu, economic n-a fi corect în casă. Vă rog frumos, 12-25 mai, pe care recenzor are legitimația sa, care este semnată de către Direcția de Statistică, doamna Janeta Savaș, de către primarul din localitate, la noi, domnul Valentin Sâtnic, aplicate 2 ștampile. Persoana prezintă legitimația și cu buletinul de identitate. Persoana, ca să cunoască dacă legitimația este legală, poate să sună la secția de circumscriție care se află în incinta primăriei comunei Stăuceni. Telefon de contact 32-69-76. Ori se sună la birou, Direcția de Statistică la pe strada șoseaua Hâncești. Ca să fiecare persoană are număr, legitimația are număr și poate să verifice. Persoana, dacă nu vrea declare acasă, să dă voie recenzorului, poate să vină la circumscripție și se declare, să îndeplinească formularele care este prevăzut conform legislației. Tot recensământul se face conform legislației, legea 90 din 26 aprilie, care și legea 45 din 27 martie 2014. O întrebare eu am, doamnă Cristina, în cazul când respondentul îi refuză total ca să se poate implica organele de stat ca să... Deplinirea chestionarelor sunt 4 surse de informare. Este respondentul în față, un membru al gospodăriei poate fi soțul, soția, o altă persoană, asta este vecină, sursa administrativă, când este bloc, este administratorul blocului și administrația publică locală, la Chișinău, spre Turele. E în vedere atât cineva în sat, atât poliția se poate implica. Pentru poliție, că vreau să informez, ca să luăm dumneavoastră numărul de telefon și să-l prezentăm pentru fiecare recenzor, că atunci când începe situații de conflict, să vină un ajutor. Cristina, vă mulțumesc pentru comunicat informativ, e un lucru destul de important. Eu vă rog toți șefii instituțiilor faceți pentru așa un lucru profilactic în colectivele dumneavoastră, dacă o să aveți întâlniri cu părinți în cadrul orelor de clasă și așa mai departe. Eu vă rog toți să informați pe toți că s-a început recensământul în localitate. Domnul Vlad, eu încă vă rog, de cum este și o dispoziție și legislație privind de suport nemijlocită colaboratorilor în sectorul de postul de poliție, eu vă rog mai intens. Deci, doamna Cristina, la noi în comunitate, în comuna noastră, câți oameni? În teritoriu 27 de recenzori. Asta e cu Goianul Nou și cu Vilere și cu Bucovina. 27 de oameni o să fie recensământul dat și deci, fiecare o să aibă telefonul dumneavoastră și subalternilor dumneavoastră și vă rog, așa, în regim de alertă, de urgență, să vă deplasați la fața locului pentru a regla situația. Bine, domnul Vlad? Bine, eu cred că 902, cum noi vorbim mai rapid. Nu, 902, clar că o să aibă și telefoanele date, dumneavoastră să începe loc și când sunteți, la 12, la 5 și mai departe, deci vă rog să fiți totdeauna pregătit pentru a deplasa la fața locului. Timpul este 8.20? Da, 8.20. Dar cum noi știm că persoanele sunt la serviciu, putem să lucrăm și până orele până... 90? Nu. Pentru siguranța noastră, desigur. Mm-hmm. Noi suntem în sectorul, cum știi, am mult la teren, casă la sol și acolo lucrăm mai multe după 5 este. O îndeplinire, o persoană, noi reținem 20 de minute cu îndeplinirea chestionarului. Noi trebuie să conform planului de acțiune și pe noi practic am îndeplinit tot și suntem gata pentru a trece sau mai deci, ceva. Recensământul am de dimineață dat start, sunt am recenzori în teritoriu, care dacă apără întrebări, ei sunt instructorul control, la rândul său informează și pe cea construcție despre situația actuală. Dar așa tot e liniște, lumea e... Vă rog, sens.
la control și care au fost încercați de dată. Au fost încercați persoane și au refuzat în ultimul moment. Sunt așa persoane, sunt chiar și din boală. Am înlocuit operativ rezervă, au fost, dar rezerva tot refuzat. Și operativ am angajat persoane care cred că ar fi până la urmă responsabili de cei ce s-au sumat. Toată responsabilitatea și vă rog și în partea dumneavoastră să gândim un moment de ajutor, să petrecem țesământul în localitatea noastră, să fie la nivel, clar că de rezultatele obținute, depinde viața continuare a Republicii Moldova și a comunii. O întrebare, chestionarul nu este prin site și nu știu, nu sunt publicate materiale, ceva respectiv, la ce oră, cum, în ce mod, la ce sector se află omul, dacă persoana poate cunoaște în acest sector, se află, se apropie la circumscripție, la primărie. Dar nu este. Electronic este, sunt vizualizarea chestionarului, dar chestionarele fiecare sunt la număr, dată nu poate fi îndeplinit chestionarul electronic. Asta țările mai dezvoltate, Germania, ei fac tot electronic. În internet a făcut recenzământ și a terminat. Dar noi trebuie să facem. Asta e recenzorul, asta e persoana care statul vorbește cu cetățenii. Este persoana care statul vorbește cu cetățenii. Persoana, de exemplu, dacă e cum spune că el nu știe că a fost scăpată de ca perioada, știe că este pe 12-25 recensământul pe tot teritoriul Republicii Moldova, e să apropie ori la mână la circunscripție și dacă nu au scăpat oamenii, să ori la șoseaua de Cânceaști. Da, sunt persoane ca noi, ne dă voi să intrăm în apartament. În cazul ăsta, ei poate să vină la circunscripție și eu personal le întâlnesc chestionarul care e reprezentat pe noi, în secția care dumneavoastră este. Fiecare sezor de cum ați lucrează cu oamenii care dariți în sectorul lor, dar cred că paralel totuși informarea trebuie să fie așa. Fiecare recenzor are cinci recenzori în controlor. Și controlorii trebuie să plece trei ori pe săptămână. Săptămâna asta să fie duc preventiv să vadă cum merge activitatea. Și în rândul, la rândul său și șefii circunscripției trebuie să controleze instructorii controlori cum au verificat recenzorii. Așteptăm propuneri de comentar că de azi cred că noi nu o să fie să apară mai multe probleme și tot mai departe, tot mai multe probleme și așa cred să apară. Cred că nu probleme, dar întrebări. Nu întrebări, că întrebarea tot e un problem pentru care trebuie soluționat și eu cred că fiecare adică trebuie să ajute la să petrecem în înțelegere și să mă întâlnă la un nivel. În caz dacă aveți nevoie de ceva, cei din grădiniță, cei din școală la ore, la activități. Totul se derulează bine la noi în instituție. Mâine avem de organizat evaluarea finală la clasa 4-a limba română. Astăzi pregătim sălile, sunt implicați toți cei, adică sunt implicați cadrele didactice și nu vom asigura că în desfășoare la nivel. Așa, alte întrebări de alt ordin nu avem. Lucrăm în regim normal. Și pe anul sunt planificate ceva excursie și în Republica Moldova cu copii? De fapt, le-am spus și cadrelor didactic că se interzic excursiile în timpul orelor. Dacă vor organiza sau după ora după amiază sau în weekend. Vor fi organizate, evident, la sfârșit de an, sunt organizate, eu vă rog, numai decât de nivelul de transport public, să fie permanent. Noi de fiecare dată când scoatem copiii, au fost câteva plecări la teatru, am scris demers către poliție și am fost însoțiți de dumnealor, am fost receptiv. În continuare,
Ne plinim de asemenea, dacă sunt în raza municipiului Chișinău, evident că emitem ordine intern și pleacă cu acel ordin, dacă în afara... Fiecare ieșirea copiilor în masă să fie coordonată și să fie protejată din toate părțile. Da. Mai planificăm pentru 20 mai, sperăm să ne reușească până atunci pregătirile gala a laureaților, reieșind din faptul că în luna, la ultimul sunet, timpul este limitat, sunt doar 30 de minute și este vorba de un cariu solemn, pentru a aprecia meritele elevilor la toate disciplinele școlare și extracurs, parcursul anului de studii 2013-2014. Este în premieră, noi am planificat și anul trecut, dar dat fiind faptul că luna mai este una cu multe activități, nu am reușit să finalizăm. Anul acesta sperăm deja să o ducem la bun sfârșit. Vă mulțumesc. Eu n-am fost, n-am văzut puterea de fotbal. Care... Eu nu mai... Am înțeles. Mulțumesc. Da. Sunt vreme istorie cu terenul ăsta. Sunt vacanță și nu mă trebuie nici teren. Ne trebuie terenul. E bună. Bine, doamne, e bună noastră. Noi suntem în examene, ne pregătim de concert de totalizare, examene de absolvire. De acum vedem parcurs. Poate ne spune la mântat în perioada fierbinte, nu? Da. Bine, vă mulțumesc. Doamne, Tatiana, vă mulțumesc. Dacă e sărbătoare ca mama la două, în fine, noi putem o notate mică, mâine la ora 10, este deschiderea secției de urgență la Sfânta Treime și sperăm că asta o să influențeze și asistența de urgență în teritoriul comunei Stălucene. Adică este un eveniment așa foarte frumos, că se mai deschide o asistență de urgență, că știți cum a fi urgență medicală, să fie și acolo în Ciocană, toate informații, toate comunicatele, vă rog să fie amplasat pe site-ul primării comunii Slăuceni. Doamna Natalia, haideți să anunțe. Doamna Valent. Doamna Rogă, dumneavoastră. 1 aprilie, în poștă Mobiliare, grăbdat 89 de Slăuceni, din poștă Conceară, 107. Cu avizorile, cu lucrați? Le spendim și trebuie. Cu cine? În poștă sau... În poștă, în plic, cu timbră, tot. Adică nu fie probleme, că de la vântul, plouat, tot ca să facă. Dacă se poate încă o dată, pentru ce ne privește, pentru ce dată avem reducere la... Până la 30 iunie avem reducere 15% la impozitul imobiliar. Asta e apartamente, cărți, vile, teren pentru construcție. Bine, nici nu mulțumesc. Și nu trebuie dată. Contabilitatea lucrează în regim normal, salariul a fost achitat. С почками был и... На замет? А? На замет или все? На подходной, да. Если исполняешь обязанность, назван? Дома Ильиша. Ильиша. Тогда уже, да, говорят, желаем выздоровления. Не знаю, рассказала, как не знаю. Мы свяжемся с ним, нам информацию. Источника я разговаривал с представителями отдельных учреждений. Муниципальная организация, потому что на неделе они придут, посетят наш садик с очисткой, здесь будут удалены эти деревья, тополя, с той стороны между губами и корейцами, и также будет санитарная очистка всех деревьев по всей территории. Ориентация все в порядке, да? Да, все в порядке. Ну, конечно, у вас есть
Sâmbătă este vineri. Da. Sâmbătă este vineri. 17. Asta e cum o Cristina, oameni de rezervă fără rezervă, da? Și copii. Înseamnă că sâmbătă e foarte trebuie de guvernul de lucrătoare.